Bună seara, stimați telespectatori! Încheiem astăzi două săptămâni de filmări în Parcul Submarin și din dorința aceasta de a vă spune, odată în plus, a venit toamna. Suntem în 18 septembrie și, din punct de vedere al calendarului duhovnicesc al Bisericii, l-am prăznuit pe Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei, și suntem în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, a cărei cea mai importantă săgeată de text este aceasta legată de luarea crucii și urmarea lui Hristos. Marcu 8:34-38, capitolul 9, versetul 1. Cuvântul, în schimb, pe care vreau să vi-l pun la inimă este din Galatea, în capitolul 2, versetul 20. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și viața de acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cu alte cuvinte, viața noastră în trup vădește odată în plus că suntem darul lui Dumnezeu pentru noi. Ar trebui să începem să-L prețuim cum se cuvine. Iar un cuvânt al Ave Iosif Tebeul întărește cuvântul acesta al Sfântului Apostol Pavel. Trei lucruri au mare prețuire înaintea lui Dumnezeu. Când omul este bolnav și se adaugă bolii și alte ispite, iar acesta le primește cu mulțumire. Al doilea este când cineva face toate lucrurile curate înaintea Domnului, fără nimic omenesc în ele. Iar al treilea, când cineva se așează în supunere față de Părintele Duhovnicesc și se leapădă de toată voia proprie. Este, dacă vreți, traducerea cuvintelor pe care Mântuitorul le adresează. Culoarea crucii, urmarea lui și trăirea crucii de fiecare dată, în valoarea aceasta adâncă și binecuvântată a purtării crucii lui Hristos în numele lui Hristos. Mare taină este duminica aceasta și pentru aceea că ne aduce aminte odată în plus ai cărui suntem, ai celui care prin răstignire, moarte și înviere ne așează de-a dreapta Tatălui. Mâine este o nouă zi.